În weekendul acesta, giurgiuvenii au avut parte de distracție în aer liber odată cu celebrarea zilelor municipiului Giurgiu. În cele patru serii, aceștia au avut posibilitatea să se delecteze cu muzică pentru toate categoriile de vârstă. Un real succes a fost însă seara de sâmbătă de folclor. Aici au urcat pe scenă interpreți de muzică populară care au reușit prin muzica lor să ajungă la inima giurgiuvenilor. Cel mai așteptat însă a fost îndrăgitul interpret Constantin Enceanu, care a reușit să strângă în fața scenei un public numeros. Hai, hai, nu știu, Doamne, cum să fac, să mă mai ridic din pat. Uite lângă cine am stat, am stat lângă un pui de dracă. Bine-i să fii de muiere, bine cu zilele tele. Bine-i să fii de muiere, bine cu zilele tele. Odată cu giurgiuvenii s-au bucurat și aproape 70 de tineri proveniți din case de tip familial. Primarul municipiului, Adrian Anghelescu, le-a oferit copiilor cu vârste între 10 și 18 ani o zi de distracție care s-a finalizat cu o invitație la masă. Și ultima seară s-a bucurat de atenția giurgiuvenilor. Aici au urcat pe scenă diferite voci care au reușit să strânească interesul tinerilor. Zilele municipiului au devenit o tradiție, ele sărbătorindu-se în fiecare an și oferind posibilitatea cetățenilor să mai iasă din rutina de zi cu zi.